Să trăiți? Da? La ziarul de Vrancea. A, de la ziar ești? Da, da. Dar ai spus la ăștia să dea cu sare pe jos? Este în urma mea sărăresc. Ce sărăresc? Sau a trecut. A trecut 5 mașini, dar n-a dat cu niciun fel de sare. Am văzut că avea oprit aia de dat cu sare în spate. Mergea cu doar cu lama și atât. A ieșat tot șase și are toate cauciucurile noi. Da, eu abia, n-a dat cu nimic. Urcat pe pod. Intra în tâia și patina și patina și patina. Vin degeaba, face economii de sare, de tot. Iar trebuie să meargă tot timpul cu antiderapant, să dea. A ferit unul, că urca unul în patinaj la deal și din cauza lui a intrat pe șan și a intrat aici. Mașinul, cauciucul noi, cu tot nu. Da, păi să vede, uite, să nu-i chiar așa. Toate, toate noi, 6 ori 6 mașini. Se poate așa ceva să nu dea cu nimic pe drum? E chiar strigător la cer. Nu se poate. Merg cu el plini, să-i vezi când se întorc înapoi, nu dă cu o lopată de sare pe jos. Nu am înțeles. Ce faci? Puteți să-mi spuneți numele dumneavoastră, vă rog frumos? Da, Andran Dafir. Vă mulțumesc mult. Da, și să vă ferească Dumnezeu. Dar vin, vin și nu dă cu niciun fel. Am văzut tot, până să vină zăpada, împrăștea sare tot timpul, tot timpul. Când este uscată șoseaua, dă cu sare. Și când trebuie, nu mai dă cu nimic. Sărărița s-a bușit cu o altă mașină, pe tot drumul urcă mașinile. Acum ai bușit în față? Da, mai e. Dacă nu ferea pe ăla, până la Dumitrești a mers în fața mea. Dacă nu ferea pe ăla, nu ajunge aici. Putea, Doamne ferește, să vină o mașină mică și... Păi n-a auzit că era unul cu scara și ăla intrat pe dreapta să le vină. Ca să le vite să nu-l omori. Asta e aia, asfaltul usca pe pusarii. Și acum nu dă cu nimic. Face albul și când... Nu o dă cu sare, cum ar fi niște nenorociți. Niște nenorociți. Cum adică? De unde e asta? Firma cui, al măsa care a luat banii să ne omorăm pe drumurile astea? Și o grămadă de bani. Ia și o grămadă de bani. Persoane, am cu microbuzul. Ce fac dimineața? Ei nu vine la șase. Mă chinui să dau eu să urc cu timpul. Am înțeles, doamne. Ia banii degeaba. Noastră, cum vă numiți, vă rog frumos, dacă se poate? Bosca. Mulțumesc mult. Pentru ce? Trecea înaintea autobuzului la Vintilească, deci era cu dezepezirea. Mergea autobuzul, băi, dar trecea, indiferent, eu am lucrat atâția ani numai în Comino. Și trecea prima dată și dezepezea. Nu, ei vin la șapte, le facem noi urmi ca să treacă. Așa este. De cum? Să ne treze plombari, da. Până la 8 jumate n-a trecut nicio mașină. Până dimineață. Nu! Nicio mașină de zăpezit. Niciun. Da, da, să tragă pe dreapta și după aia să...